Un bărbat de 41 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a izbit cu mașina pe care o conducea într-un copac de pe marginea drumului. Totul s-a petrecut în seara de 13 februarie, în jurul orei 18, în apropiere de orașul Căușeni. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Inspectoratul de Poliție Căușeni, Silvia Vetcu, a declarat că șoferul nu a adaptat viteza necesară pe timp de noapte. Acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției, a derapat și a ieșit pe contrasens, după care s-a tamponat într-un copac de pe marginea drumului. Din imaginile surprinse la fața locului se vede că impactul a fost unul extrem de violent, iar în urma acestuia camioneta a fost distrusă în totalitate. La fața locului a intervenit o ambulanță. În urma coliziunii, șoferul, originar din satul Stepsoci al raionului Orhei, a fost rănit și a fost transportat la spitalul raional Căușeni. El se afla singur în mașină și nu era băut, a arătat etilotestul. Oamenii legii investighează toate circumstanțele producerii accidentului.